invit să vă spun că Marin Furescu este dragostea mea din clasa 12-a. Este un poet și un scriitor și un dramaturg oltean. Este născut în Dolj, în 36, înainte de război. Și trece la Domnul în 1996, în București, ca membru titular al Academiei Române. După Revoluția din 1989, după anii 89, a ocupat funcția de ministru al culturii în cabinetul Nicolae Văcăroiu și este primul scriitor român care traduce versurile poetului evreu rus Boris Pasternak. Între 78 și 1990, Marin Sorescu a fost redactor șef la o revistă pe care dumneavoastră o vedeți și astăzi în mall. Dacă intrați în mall-uri, la magazinele cu papetărie, ziare și periodice, găsiți o revistă Ramuri, o revistă în format mare care se publică și astăzi în Craiova, o revistă care are o redacție formată din profesori universitari craioveni, la care scriitorul de astăzi al nostru, Marin Sorescu, a fost redactor șef între 78 și 1998. Poezia lui Marin Sorescu a excelat în versuri parodice. Mie mi-a plăcut foarte mult pentru că este o poezie la limita umorului, a parodicului și a absurdului, care constă în dezvăluirea subiectivității, și acum dați-mi voie să citez, poezia dezvăluie subiectivitatea sufletului până în cutele lui cele mai întunecoase. Spaimele și năzuințele cele mai înalte, cu aspirația de a ieși din lumesc, din lume, adică din contingent. Și vedeți ce exemplu minunat, extraordinar dă Marin Sorescu. Asemenea păsării care, petrecându-și majoritatea timpului într-un copac, fiți atenți, nu cântă numai în și numai despre copac. Acestea au fost gândurile mele despre poetul pe care l-am iubit în clasa 12-a și a 13-a. La școală, dar nu rămânem acolo. De Marin Sorescu. Și după atâta cultură, aș putea să nici nu vă mai duc la școală. Să vă las să treceți glonț pe lângă ea și să vă continuați viața la cinema. Sau să vă dau un certificat din care să reiasă clar că sunteți mai deștept decât, la un loc, un cal și un țânțar. Că știți că răsare o stea doar atunci când n-ai noroc pe ea. Că ați primit nota 10 la mare și ați ajuns cu lecția dincolo de ninsoare. Totuși, este o chichiță. Toate astea le-ați învățat ca pe unde ești chimiță? E nevoie de o cretă, de niște caiete și de cerneală, din care, dacă ți le aruncă cineva înainte, iese o școală. Iată, dacă vă uitați bine peste jucării și păpuși, se și văd două sau trei uși. Printre coamele de melci se mai zăresc încă 20. Fiecare seamănă cu o carte. Trebuie să le deschizi și să le închizi tu singur pe toate. În clasă stau copii atenți și se fac premianți o repetenți. Primii clipezi din gene la tabla neagră, pe care sunt făcute fel de fel de desene. Ceilalți se uită mai pe îndelete la burete. Își aduc aminte că buretele l-au mai văzut undeva, așa că ei se gândesc și la mare în continuare. Copii, aici o să aflați o mulțime de povești foarte frumoase despre munți și terase și case. Totul e să ascultați tăcând și să vorbiți în gând. Când veți auzi un clopoțel pe un ceas, să știți că vi s-a dat drumul la glas. Puteți da fugă afară și acolo vă puteți juca. Ora este pentru învățat, iar recreația pentru uitat. Dacă voi n-ați uitat de repede cunoștințele folositoare, recreația cred că ar fi o de o zi. Dar iată, sună după 10 minute și trebuie să alergați la locurile voastre foarte iute. Urmează cine știe ce socoteală cu cine știe care portocală.
Cu cât crește un om când se ridică în picioare? Asta se numește adunare. Unde se duce ușul după ce nu găsește miere? Asta se cheamă scădere. Și tot așa, venind și plecând, învățând și uitând și iar învățând, o să vă pomeniți că știți pe din afară, școală după școală. Asta puteți să observați singuri, uitându-vă nu în alte părți, ci în cărți. Cărțile or să fie tot mai mari, iar pozele or tot mai mici, întâi ca niște păpuși, apoi ca niște furnici. Când nu veți mai vedea nicio poză în nicio carte, să știți că ați ajuns cu învățatul și cu uitatul foarte departe.